Da. Ce știi despre eventuala fuziune? Ce ai Lucrurile mai pe care auzit? le știu sunt cele din prestă, că sunt lucruri administrative care pe mine m-au depășit și nu m-au interesat niciodată la un club. Pe mine m-a Da. interesat ca echipa să fie plătită, ca jucătorii să aibă cât de cât salariile la zi, lucrurile care m-au interesat în momentul când am stat la Faro. Acum, de această fuziune au vorbit și patronii, a vorbit și Gică Popescu. Eu sper sincer să se facă Am pentru că vorbit noi, prima dată aici. tu ai spus prima dată, da. Corect, acum te-ai spus prima dată. Eu sper să se facă. Ar fi un pas uriaș pentru Constanța să se numească echipa Faro Constanța. Și tu ești Constanțean. Eu sunt Constanțean, Da, da. ăștia, scuze-mă, Vali, voi să... Ăștia 2 ani, cum ți s-au părut ca antrenor? A fost debutul tău în antrenorat. Simți că e potențial mult mai mare pentru tine? Nu trebuie să fii modest aici Nu, dar în situația asta. sunt sigur că pot să reușesc mai mult, dar trebuie să muncesc, trebuie să trec prin diferite situații, să Adică ce ți-ar capăt trebui? experiență, de Ce ți-ar exemplu, trebui? față de primul an, Da, comparând primul an cu al doilea an, da. am fost mult mai reactiv și am luat decizii pe care spuneam că nu o să le iau. Să schimb un Aha. jucător în momentul 30, de Adică exemplu. în primul an te gândeai, bă, asta nu o Mă să fac gândeam cum o niciodată. să facă jucătorul Aha. respectiv, trebuie să fie susținut, să simtă încredere. Dar am luat decizia să-l scot în minutul 30, iar meciul următor a fost titular, n-a avut nicio problemă. Ca să înțeleagă că nu am o răutate anume față de el sau Aha, și asta că... eu consider că e un câștig pentru tine ca Da, că am antrenor, că ai avut curajul să iau curajul o să... decizie să schimb un jucător pentru binele echipei. Pentru că până la urmă rezultatul e cel care contează și care îți dă entuziasm în săptămâna Ești unul următoare. dintre ei, Ianis. În vestiar, cum e? Poți să controlezi vestiarul așa cum l-ai controlat Eu întotdeauna, așa cum ți-ai dorit? consider că da, nu am avut niciun fel de problemă cu niciun jucător, de niciun fel, pentru că Da, tocmai când am îi auzit tratez din punct de vedere felul uman tău de a fi, corect, exact. cât de corect pot și nu am niciun fel de problemă. Am fost și la un club unde am avut libertate totală, adică nu a fost nimeni implicat să ia alte decizii peste mine, pentru că Și asta e cel mai atunci important. intervine un pic de Asta e nesiguranță și datorită lui jucătorii Marica. încep să te simtă Da. slab, că intervine altcineva, ia deciziile și atunci Dar se schimbă Marica n-avea totul. pretenții cu câte un jucător, așa câteodată să bagă și Nu, eu au pe avut alea. pretenții, am Eu discutat așa mai despre echipă, auzi că mai... nu a avut nicio Niciodată. pretenție de niciun jucător, doar am discutat de A, echipă, de echipa. jucători, cum au jucat etapa trecută, cum văd meciul următor, în funcție de adversar, dar nu mi-a spus bagă-l pe X în teren. Revin puțin la fuziune. Tu cum ai vedea să devină o echipă Farul Constanța și nu știu cum, viitorul de acum să fie ca o pepinieră pentru Farul? Eu cred că viitorul este singura echipă capabilă să ducă în momentul actual fotbal românesc la un alt nivel, pentru că, nu știu, comparând FCSB cu viitorul, cred că viitorul este condus așa cum trebuie. Gică Hagi face lucrurile corect și cred că este singurul care poate să ducă un club la un nivel maxim de profesionalism. Mă refer la academie, chiar dacă și FCSB a investit foarte mult și are o academie foarte bună, mă refer la modul în care vrea să aibă antrenorii la aceste academii, antrenori care respectă un plan de antrenament, antrenori care respectă o planificare lunară, anuală, în categoria de vârstă. Pentru că foarte multe cluburi în România fac lucrurile astea de la ureche, schimbă antrenorii de la lună la lună, un antrenor face ceva, alt antrenor face altceva și acel copil își pierde din dezvoltare. De ce faci comparația asta FCSB Păi viitor? sunt De ce nu? singurele cluburi care au academii puternice ca și condiții, nu știu, alte cluburi foarte puternice în momentul ăsta la nivel de academie. Craiova cred că încearcă și mă refer la echipa domnului Rotaru să își facă o academie bună și să se lupte cu aceste două academii. Și CFR-ul, cel puțin acum un an sau doi, a Da, au anunțat ajuns că... și ei de multe ori în semifinale, în finale, la categoria lor de vârstă. Da, și FCSB-ul, iată, a ajuns prin semifinale, dar nu, le-a cam ratat, Da, din da, câte da. am văzut. Inclusiv viitorul, atât de bine organizat, ai văzut că anul ăsta a făcut niște greșeli, pe care și le asumă, inclusiv Gică Popescu, mai devreme vorbea despre faptul că a fost un an ratat într-un fel, pentru că echipa și-a pierdut identitatea și acum încearcă să o regăsească. Era viitorul echipa care știam cum joacă, știam ce strategie are să folosească jucători tineri. Înțeleg și intenția. Domnule, hai să schimbăm ceva ca să ajungem la nivelul următor, în sens nivelul următor, cel puțin fotbalistic, dacă nu financiar. Hai să ne bazăm și pe jucători cu experiență, să încercăm să intrăm acolo, să ne batem sus. Da, ei au
ce am văzut, meciurile din sezonul trecut au schimbat, au adus antrenor spaniol. Din păcate, în primele meciuri am văzut foarte multe sisteme de joc, nu a fost doar un sistem, cum a jucat Viitorul 4-3-3, el a schimbat, a jucat în alte sisteme, nu a avut consistență în joc, nu au avut continuitate, nu au dispărut și traseele pe care ei le aveau și toată lumea știa ce joacă, dar era greu să poți să îi oprești, pentru că lucrurile simple care se fac și se repetă ajung să fie automatisme și lucrurile funcționează foarte bine. Iar spre finalul sezonului, când lucrurile s-au complicat, fiind jucători care s-au bătut în față în ultimii ani, automat că nu mai era jocul lor, era tensiune foarte mare și este bine că au reușit să se salveze de la retrogradare și de la baraj, pentru că presiunea aceasta i-a afectat foarte mult. Aici e o chestiune interesantă de văzut cum se va întâmpla. Echipa s-ar numi Farul Constanța, da? Care e rolul Viitorului în toată povestea asta? Care e rolul lui Gică Hagi în toată povestea asta? Adică, care Viitorul, e rolul autorităților locale? Autorităților locale, adică Viitorul va rămâne un sponsor de fotbaliști pentru Farul Constanța. Academia se retrage din povestea asta, povestea din ultimii ani a lui Gică Hagi, că inclusiv brandul face un pas înapoi, da? VC Viitorul Constanța, dacă echipa se va numi Farul Constanța, e clar că și atunci va fi interesant de văzut dacă în acte și în hârtii Hagi va fi cel care va controla absolut tot acum. Și cred că el asta își dorește să se întâmple, da? Echipa să o preia pe parcurs. Mai sunt și alții care își doresc ca Hagi să aibă un oarecare control acolo pentru a veni alături de echipă. Cred că Hagi va prelua în totalitate Farul și atunci Academia trece pe locul 2 și va furniza pentru Farul Constanța jucători și vor încerca, înțeleg că și proiectul și de stadion acolo. E rețeta ideală din punctul meu de vedere pentru Gică Hagi, pentru mari fotbaliști care au fost la Constanța. Viitorul și mai ar putea chestiune avea o echipă de Liga a doua, tot da, echipă de seniori, dar tot așa. Exact, să corect. Și mai e o chestiune care s-a văzut absolut clar, ca lumina zilei. Nu știu, eu n-am înțeles încă de ce Hagi a hotărât să iasă din joc. Eu am găsit o explicație, de fapt am aflat niște lucruri, că n-ar mai fi avut o generație cu care s-ar fi putut bate sus acolo și atunci a preferat să vină altcineva să întreze echipa, să fie un soi de tranziție, dar nu și-a mai respectat clar Viitorul principiile, adică au fost jucători în vârstă, cu medie foarte jucători străini și așa mai departe. Da, că asta am văzut cu toții. Și vine... Dar chestiunea cu generația a spus-o și Gică Popescu mai devreme. Da, n-am ascultat. Eu cred că la câtă putere și cât de încrezător e Gică Hagi, nu cred că păi s-a retras din cauza noi atunci, mai devreme, asta cu generația. Eu cred că el din potrivă l-ar fi ambiționat mai tare. Să... Da, exact. Dar fabulos... Au fost alte motive, probabil. Fabulos, din punctul meu de vedere, și scoate în evidență din nou latura asta, iubirea pentru fotbal și plăcerea de a antrena a lui Gică Hagi, vine și umflă roata desumflată, că era la pământ Viitorul, da? Vine și se apucă, pompează și atenție, mâine sau poimâine putem afla dacă Viitorul joacă în cupele europene. Mi se pare fantastic. Și nimeni nu, nici măcar Gică Popescu nu a scos în evidență lucrul ăsta. Aici pot să îl auzi federația. Da, pentru sistem, zici tu, da? Da, a dat o șansă unei echipe. Uite de unde a venit Viitorul, că a venit din adâncuri, da? Și a reușit să, pentru că lumea nu știe, dar Hagi doar că n-a stat pe bancă la meciuri, dar el a pregătit echipa, cu Anghel lângă el, bineînțeles, el a pregătit echipa dimineața până seara, de când a plecat ultimul antrenor adus acolo. Și uite că s-a întâmplat lucrul ăsta, dom'le, nu poate să fie. Dar nu știu dacă mai era nevoie de vreo confirmare atâta timp cât știm deja, adică Hagi a luat un titlu de campion cu Viitorul. Cred că s-a spus până acum, a zis cineva că Hagi a antrenat echipa? Păi nu, dar nu cred că trebuie, adică să subliniem treaba asta, că el a reușit să revigoreze echipa pe final de campionat. A, nu ți se pare un... Da, eu am simțit nevoia să spun lucrul ăsta, că... Cred că valoarea lui Gică Hagi se e recunoscută. Absolut, da. Ce da, n-a fost vizibil. Ce e de apreciat că a lăsat antrenorul respectiv să-și facă treaba neavând rezultate bune. Asta știu și eu, da. Gândește-te că nu s-a băgat, au fost 17-18 meciuri cu o victorie sau două. Așa și antrenorul respectiv au avut continuitate, lucru pe care cu siguranță nu poți să-l găsești în România la foarte multe cluburi. Să ai siguranța aceasta și libertatea de a-ți face jobul așa cum trebuie.